Bună seara, Răzvan. Cât de dureros e această înfrângere în derby pentru voi? Bună seara, da, este un moment dificil, fiindcă am pierdut 3 puncte, mai ales într-un derby, ne cerem scuze fanilor. Știm că meciurile ușor-ușor se duc, punctele contează din ce în ce mai mult, trebuie să ne depărtăm cel puțin de clinceni, să nu avem emoții, să ne asigurăm barajul, fiindcă în momentul de față ăsta este obiectivul. Încercăm să le ajungem pe celelalte echipe, fiindcă asta ne dorim, victorie meci de meci, dar sperăm să arătăm și în teren asta. Ce s-a întâmplat astăzi totuși în acest duel cu Rapid? Ce anume a lipsit echipei voastre? Cred că n-am intrat foarte concentrați în meci. Ne-am trezit 1-0. A fost dificil, pe aceea 2-0, 2-1. Ne pare că nu am reușit să revenim. E un moment dificil și pe noi este presiune. Sperăm ca jucătorii să reziste la presiune, fiindcă poate unii nu rezistă atât de bine la presiune, nu fac față. Sper să arătăm mai bine în meciurile viitoare și să aducem punctele. Până la urmă să jucăm proști, să câștigăm. Bun, și Vlad Morar mai devreme spunea același lucru, că n-ați intrat concentrați în meci. Cum trebuie să vină această concentrare? Adică Dinamo chiar într-o situație dificilă, dacă nici acum nu e concentrare, când? Da, știu, dar asta este un moment greu. V-am spus, poate unii jucători nu rezistăm la presiune sau nici nu știu ce se întâmplă în momentul de față. E un moment greu, punctele se duc, retrogradarea e aproape, ne e frică, dar trebuie să ne montăm, fiindcă până la urmă suntem la o echipă mare, la un bred mare, și e dificil să vezi atâția oameni cât se susține echipa asta să-și pună speranța noi și noi să-i dezamăgim. Sperăm să, împreună cu mister, să punem bazele mult mai bine și să fie din ce în ce mai bine la meci. Bulversează un pic vestiarul și aceste schimbări, pentru că sunteți la al cincilea antrenor. Ok, tu nu ai fost de la început, dar sunteți la al cincilea antrenor în acest sezon. Nu îmi permit eu să vorbesc de chestiile astea. Până la urmă, eu îi mulțumesc și domnului Stoican, fiindcă a avut încredere în mine. Vreau să-l mulțumesc și pe domnul Urhi acum să joc mai bine, să-mi ajute echipa. Și schimbările astea de antrenori, cred că e din vina noastră, jucătorilor. Oamenii ce pot să facă? Fac antrenamente, noi intrăm în teren. Dacă ar fi după motivația lor, ar extra și ei în teren. Noi ne dorim ca să executăm ordinele lui mister, să fie cât mai bine, să aducem puncte. Până la urmă, nu contează ce se întâmplă în afara stadionului, că intră aici 95 de minute, să dai totul pentru Dinamo, fiindcă asta ți-e meseria, asta e viața ta acum și trebuie să mulțumești câteva milioane de oameni. Goluri primite de voi și în urma unor greșeli defensive, cum a fost la pauză, cum a fost, ce s-a discutat în vestiar, de exemplu cu Figueiredo, ați vorbit, el cum era după acea lovitură liberă? Da, nu poți da vina pe nimeni. Asta este o greșeală, trebuia să-l scoatem noi cei din teren. Ne pare că nu l-am scos, meciul viitor sper să nu mai fie greșeli, fiindcă chiar dacă eu sunt venit de curând, Dinamo a pierdut pe multe greșeli, cartonașe roșii. E greu să joci 9 contra 11 sau 10 contra 11 și în situația noastră. Acum sperăm să eliminăm greșelile și să aducem punctele. Până la urmă să fie 0-0 și într-un 90 să înscrim, fiindcă în situația noastră se duc meciurile și punctele sunt din ce în ce mai puține. Clinceni este la 2 puncte. Dacă ne ajuns să ne fie frică și de clinceni, înseamnă că nu știu ce să mai fac. Îmi vine să mă las de fotbal când mă uit că mi-e frică de clinceni în momentul de față. Nu m-am gândit niciodată, de asta am și venit la Dinamo, fiindcă am crezut că vom face treabă și cred în continuare că vom face treabă. Este un brand, trebuie să salvăm. Dacă Doamne ferește, Dinamo va avea probleme cu retrogradarea, fiindcă nu vreau să mă gândesc că nu contează că au fost 5 antrenori. Jucătorii sunt în teren, trebuie să-și facă treaba. Cred că noi vom fi cei mai culiți până la urmă, fiindcă trebuie să dai randament pentru aceste culori.